Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, a venit iarăși sezonul de jocuri sportive, pentru că, evident, ca în fiecare an ne vom juca niște NBA 2025 și dacă ei ține la noi, o să ne jucăm și acel EA Sports FC 2025 când se va lansa. Și dacă poate, cine știe, o să vedem și acel FIFA 25 de la 2K. Acum rămâne de văzut dacă o să se materializeze sau nu. Evident, ca în fiecare an testăm aceste jocuri noi să vedem ce Dumnezeu ne mai aduc ca și features și ce drept cel mai interesant lucru de făcut în NBA 2025 este My Career, pentru că deși îmi place basketul sau ce obțin îmi plăcea foarte mult basketul când eram mic, niciodată nu m-am interesat de lumea asta profesionistă, să văd cum îi cheamă pe XYZ jucători, care-i treaba cu ei, cât de buni sunt, ce echipe tari sunt și tot așa. În afară de personalitățile mega populare internațional, în rest nu m-am agitat prea mult. Oh, văd că pe My Career ne trimite deja într-un meniu foarte nebun. Ce ar trebui să joc aici? Cred că o să jucăm SG. Uite, nici nu cunosc ăstea prea bine. Hai să fim cu Chicago Bulls aici. Ce ne mai face noi caracterul, mă? Stai, iurea. Ok, trebuie să aleg un caracter care semi-seamănă cu mine. Niciunul nu are barbă. Aiurea. O să fim semi-asiatic? Nu, nu cred că ne potrivim. Opțiunile sunt limitate, though. Dar cred că rămânem la băiatul ăsta. Okay. Ia să vedem, mă, ce... Cine dă pe aici? Suntem în finală? Oulu. Pleca finalurile, finalele, finalul lui Mili. Oh, vorbim! Mama, cam tare să fiu dacă nu. A spart-o leacă urechile. Deci noi suntem aici, MP, noi suntem the main player. Main character, pasează, bro. Pass me. Hai că a dat-o. A dat-o, măi, am pasat-o bine. Măi, dar nu mai țin minte deloc tastele de la jocul ăsta. Bine, nu e ca și cum chiar le-am șut. Ăsta știu că e sprintul. Ah, ok, ăsta e să-i faci capac. Bă! Pass me. Ok, cred că cu cercul dai. Oh, nu, cercul e ăla, deci seamnă că e cu X-ul de dai shoot. Bine, nu mai contează. Pasele mele sunt cele mai bune. Dacă n-am voie să mă duc să-l abuzez acolo puțin. Eu trebuie să-l țin pe omul meu aici. Ha, mă, că pierde timpul. Intră offside-ul. Nu mai contează. Bun, dă-mi coace. Pass-mi, pass-mi. Bro, cred că e pătratul până la urmă. Pass-mi, pass-mi. Pasează-o, bro. Mie, 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 mie. Respect. Bine, MP, da, e main player, e denumirea noastră, așa. Mamă, cred că trebuie să dau neapărat audiența mult mai încet ca să putem să-i auzi nici pe băieții ăștia bine. Că, mamă, a trecut publicul ăla prin noi ca prin brânză, am înțeles. Ies de oare au mai comis iar greșeala aia să lase logo-ul de la jocul precedent în tribune? Că s-a întâmplat asta odată, nu mai știu care ediție, din 2020 sau ce. Nu! No! A, dar noi suntem în, noi suntem oricum în față. Las-o așa. Las-o așa, mă. Ok, cercul nu prea face nimic, adică arată cu degetul să-l prostesc. Ok, pătratul e pentru astea, dar vreau să știu exact cum funcționează. Bun. La mine, la mine, la mine. Ha,
Mi-a rupt bila, mă, dar și eu prost. Eram prea concentrat să văd dacă mi-apare ceva indicativ la o chestie. A dat slam. N-au ăștia, mă, șanse. Despre ce vorbiți? Poți să dai pasă de asta așa joasă? Nu e periculos? Merso. M-a dărâmat prostul ăla, dar e ok. Oricum, nu mă pricep deloc la jocul ăsta, vă spun de pe acum. Noroc că l-am dat pe semi-pro, că dacă dădeam pe pro, plecau dinții pe podea. Cum a fost atunci la tenis. Le-am jucat jocul ăla de tenis. O jale rău de tot. Pasmi, pasmi, pasmi. Pasează, bro. Mamă, de ce-a fugit a meu acolo? Ai, mă! Oprește-l, 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 oprește-l! Hai zic. Slightly early. Firar. Ce mă, voia să arunce la... Mamă, cât de aproape a fost! Noi suntem campioni, mamă, cinematice! Și ne-am trezit și era dimineață. Oh. Hey, what's up with you, man? Scuze, vi stam și eu frumos. Was. Oh, look, I've been calling you for a minute, okay? It's like you're on a different planet. Listen, you got to fully immerse yourself in the experience that you're trying to manifest. If it doesn't feel real, then it doesn't work. Okay, you're right. Oh, ne ascunde fața, cred că trebuie să ne facem acum caracterul. I got that goal setting meeting later on with Coach Tucker and Cliff. Okay. And I was visualizing how I want my rookie year to go. Okay, cool. Well, judging by that goofy looking grin you got on your face, it must have went pretty good, huh? Let me guess, rookie of the year. Mm. Even better. A championship, bro. Ooh, I was close though. Okay, look, on that tip, when you get to the meeting, they're gonna ask you, what kind of player do you want to be? Mm-hmm. All right? Have you visualized that yet? As a matter of fact, I have. Well, great. What do you see? Yep, acum să faci caracterul. Aș fi folosit chestia asta cu scan, dar e dubios că trebuie să iei aplicația, e jale, aș fi vrut să o fac de mult, dar lăsăm așa. Ne-l facem noi cât de cât, plus că partăm oribil rău de tot. Dar cred că îl putem face încât să semne puțin cu mine. Ui, stai așa, nu, edit head. Trebuie să edităm chestii, despre ce vorbim? Deși merge cât de cât freza aia, n-am să mint. Ei, nu mă miră că sunt foarte multe freze de-astea nebunatice. Ok, asta seamănă cât de cât cu ce folosesc eu. Skull. Aici la cap e puțin mai complicat. Ok, la sprâncene clar știu că am altfel de sprâncene. Ok. Eyebrows, așa, perfect. Aici sunt eyebrows. Trebuie să fie mai lungi puțin. Și-s mai dese la capăt. Bro, mai apropiate puțin. Mi se pare că sunt certate. De ce? Sprâncenele astea mi se par certate. Mega certate, gen. Și nu înțeleg care-i treaba. Ok, cred că astea ar trebui să funcționeze. Dar poți să le apropii puțin? Bine, cred că dacă schimbăm culoarea... Oh, bro, n-am schimbat culoarea. Dar păr. Edit. Nu sunt troșcat? Mamă, și trebuie să schimbe acolo toate. Murim în lavă. Am înțeles. Ar trebui să-mi adaug o tăietură de aia nebună, știi, în sprânceană, știi? Ears is ok. Ok. La ochi trebuie să-i facem căprui, nu blue-green. Să facem maro. Și gata. Dar cel mai important detaliu, unde-i barba? Nose, cheeks, mouth, upper teeth, lower teeth. Bro, poți să faci dinții? Ce Dumnezeu? Nu, un pic mai mult. Doamne, de ce trebuie să fie de-astea ciudățele? Că e nici prea mult. Da, nici când e prea mult, dar nici când e prea puțin, nu știu, e dubios să balansez chestia asta. Ok, hai să zicem că asta ar funcționa, cu toate că nu e chiar realitatea,
dar merge. Cred că trebuie să-i fac fața puțin mai lungă. Are o gușă, nu-mi place că are gușă. Am și eu un piculeț de gușă, dar nici chiar așa. Așa, poate putem să-i umblăm aici. Chin, skin, body. Nu, nu, chin, cred că aici trebuie să-i dăm. Ok, mult mai bine. Mult mai bine. Aia, zic, e mult mai ok acum. Ok, nu, bărbia trebuie să fie ieșită, dar nu. Așa, perfect. Mult mai bine. Ok, body, ce avem aici? Păr pe mâini, evident. Arm freckles. Nu prea am de ăștia. Așa că e ok. Ok, ajunge. E super. Asta e caracterul nostru. Create your own. Protoon builds. Signature animate. Da, ok, dă-ne niște astea. First name. Ai, de viața ta câte chestii spune. Bobby Spugger. Oh, n-am terminat. First name Bobby. A-Train. Oh, că poate să-i zică și numele. A-Train. Oh, shit, stai așa, ce nume mai avem pe aici? ABC. Abdul. Bro, nu mă cheamă Abdul? Nu ce-am mai acolo, mai cu alte denumiri, ce să stea? Mamă, ce numere, mamă, ce se toate. Familiile în casă, că e jale. Până ajung eu la alte litere. E jale. Armstrong. Așa, gata, asta e denumirea. Ok, jersey number, numărul 14, nu știu ce înseamnă asta. Bun. Asta-i lăsăm așa, nu mă interesează. Shades of Derek Rose, Sleepy, nu știu cine-s băieții ăștia, doamne ăștia, sperăm că-s buni. Deci, astea sunt incorporate în caracterul meu. Ok, choose team. Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Celtici, bro. Ioi, vreau să joc ursul. Vreau să joc urși din pădure. S-a blocat jocul. Nu era loading skin. Come on, man, you see it? Arăt foarte derpy. Only my entire life. Now, did you want something or were you just coming in here to try to interrupt my meditation, man? Nah, man, I'm here on official business, all right? I know we boys are on, but I'm a manager, okay? Still can't believe I'll let you talk me into this one, man. Hey, that's the power of persuasion, right? And it's one of the best skills you can have as a manager. All right, Mr. Manager. Manager Wade, what's up, man? All right, so I was coming here to remind you about that goal-setting meeting you got today, but you're all over that, though. 100%. All right, look, don't be late, okay? Because Coach Tucker hates it when people are late. It's at the arena, right? Yeah, it's in Cliff's office. All right, got you. Okay, good. Now let's talk about pickup. De-aia trebuie să le echipa. Uite că-ți arată Grizzly acolo. At the park, man. I could get hurt just walking down the street. I can't worry about that, man. No, that's not my angle. As a matter of fact, I was going to tell you, I found the guys in the city who run the best games, okay? Chris Manning and Shakedown. I dropped a pin for you so you can talk to them whenever. Okay. Nice, man. Good looking out, bro. Hey, no doubt. Hey, anything else or what's up? Yeah, walk with me. Ce vrea să ne mai arate? Că ne dă partea aia de open world. I've been thinking. Ofele. This moment. Așa. Start to your NBA career. I mean, we talked about this for as long as we've known each other, man. Facts. You put in a ridiculous amount of work to get here. That's also true, man. Yeah, so I just, you know, wanted to give you something you could look at to remind yourself of how far you come. So you can appreciate the journey. Asta e cariera noastră, gen. Club league ticket from when you was out there talking trash in the parking lot, bro? Yo, it is. And when you found out I was moving to Plainview, you were big mad. Oh, man. Ok, am făcut cam niște buze mari. This is outstanding. This is hitting me, man. Nasul cam mare. It's just a small token. So what are you going to do now? Head to the arena, get there nice and early for your meeting. Ce mamuză, se vede că e caracterul meu e craftat, pe când celălalt e modelat după o persoană mai reală. Start your NBA career, experience the MP's backstory. What the fuck? No one to leave coach waiting. He must love you. Acum. That's not the impression I get. Look, you'll be fine, alright? If he gives you any problems, you let me know. Scuze, am dat skip la ultima parte pentru că... Probabil că s-a auzit puțin că mi-a urlat telefonul. Social navigation și toate alea. Mamă, dar mergem, nu că încet, mega încet.
Activate Holo Help. Talk to the GM and Coach Tucker. Putem să ieșim afară? O, vezi că a devenit nebunie și ăsta așa. NBA-ul ăsta. Olele! Mamă, da, a plecat frame rate-ul aici, n-am să vă mint. Ia uite pe toți ăștia acum. Îl are pe tot felul de chestii. New Seasonal Quest, Track Quest. Bro, avem quest-uri de făcut, ce naiba? Bă, tare rău de tot, n-am să vă mint. Numai că frame rate-ul e jale, adică nu înțeleg de ce e 30 FPS și se mișcă cu viteza mortului. E aiurea puțin rău de tot, dar să zicem. E tare totuși că există modul ăsta, n-am să vă mint. Cred că dacă ești și împătimit al NBA-ului, cu siguranță e ceva destul de făinus de făcut pe aici. Dar, oameni buni, cred că am degustat îndeajuns de jocul ăsta. Cu siguranță sunt mult mai multe lucruri pe care le putem face, dar am vrut doar așa să ne facem caracterul, să vedem cum se prezintă My Career, care, la fel, ca în fiecare an, pare mega tentant să-l facem pe canal, gen să testăm My Career-ul ăsta într-o serie pe canal, dar o mai gândesc, poate o să facem My Career cu un caracter al nostru pe vreun alt joc, poate pe FIFA, unde na, este mult mai familiar terenul pentru toată lumea, sau am putea face pe NBA, pentru că deja sunt mulți creatori pe FIFA și cu siguranță mulți o să facă videouri de genul ăla. Dar voi decideți treaba asta, dacă vreți să vedeți mai multe și sunt foarte bine ce să vă fac, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!